Hei, salut și bine v-am regăsit la un episod de Brawlstars. Astăzi vom face o serie, asta va fi începutul unei serii. Chiar dacă vom face live-uri, live-urile vor sta în partea aia și episoadele în partea aia. Fiindcă live-urile sunt mai fie cu Brawlstars, sunt un joc care chiar merită luat, adică e gratuit. Da, rău duce 1000 trofies, da, scad, cresc. Apropo, la Siege doar o dată am câștigat 1000 de trofei. 1000, doamne, ferească sunt 1000 de trofei. 12 trofei. Adică cine câștigă 12 trofei așa direct? Fac, ai făcut o luptă 14 trofei. Aș vrea să ne dea din 1000 în 1000. E o luptă, 1000, o luptă, sau măcar 100. Știți de ce mă referesc? 100, apoi toți ar fi pe undeva pe aici. Sau vreo bă, pe aici se mai merge. Nu ne rog, dar se continuă. Se continuă. Așa, apropo, se va adăuga o nouă carte. Să vedem dacă mai e pe news. Se va adăuga o nouă carte, cred că o știți, dar... ăsta e... Așa. Vedeți, acesta este. Îl cheamă Carl. Și aruncă cu un ciocan exact ca executioner. Va fi super rară. Wow. O să... Cred că cel mai probabil o să-l iau. Adică cu unboxing-urile noastre. Cred că cel mai probabil o să-l iau. Carul va fi super rar. După cum știți, eu le-am câștigat pe aceștia. Vă voi lăsa puțin cu acel clip. Și după cum am văzut clipul, eu i-am câștigat, e o dovadă clară că eu i-am câștigat. Mă am cu Rico, bă, cu Daryl. Nu vreau să spun că bine, dar îmi place de el. Cum arată așa, îmi place foarte mult. E super, îmi place. Ok, hai că ne jucăm cu el. Facem 4 chesturi, apoi o să facem un mini unboxing. Dar dacă vreți să vă uitați la showdown-uri decente, vreau să zic, fii atenție de ce haste. Da, pentru haste vă recomand Barley. Chiar dacă aveți rank 1 la Barley, vi recomand, fiindcă puteți să aruncați direct în save. Asta e aproape ca... Și nu mă arăt pe la mică din. Cred că fata asta o să rămână. Dar nu, cred că fata aia rămâne asta. Midi Hacker ăsta în care-mi pus capul. După cum vedeți, e super bună și cred că vreau să mă vâneze. Ok, eu mă voi ascunde. Mamă! Asta e noroc. Asta e noroc. Am puterea, pot să spun. Thank you.
Și deja, deci de la, am deschis toate chesturile alea și deja am power 4. Deci nu am uitat cu el, nici mi-am făcut rang și deja am power 4 pe el. Deja am power 4 pe el. Ok. Prin mare ascundere, unul să stea să păzească așa. Dar eu poate nu din mine. Pentru ocazii speciale. Deși hei să se cacă. Ce-i luat pe cine asta, bravo? Fii atent! Ăla nici nu-mi pușcă măcar! Nu-mi pușcă! Ăla nici nu-mi pușcă. Facem unboxing-ul. Hai. Patru event tickets. Ok. That's good. That's good. That's good. Uite, vom încheia acest episod. Dacă mai vreți episodul ăsta, a fost un mini unboxing. Nu uitați să dați un like și un video. Pa!